Bine v-am regăsit, doamnelor și domnilor. Suntem la Gorj Obiectiv. Alături de mine în studio este domnul primar de la Turbura, Ion Bârcă. Bună ziua, bine ați venit, domnule primar. Bună ziua, bine v-am găsit. Mulțumesc tare mult că ați acceptat invitația noastră. Iată, vine. Și eu vă mulțumesc dumneavoastră pentru invitație. Vine într-un moment în care cam în toate partidele fierb apele pentru întocmirea listei cu candidații la alegerile parlamentare. Sigur că nici în PSD, partid în care dumneavoastră v-ați înscris de ceva vreme, lucrurile nu stau mai bine și asta pentru că comparativ cu locurile disponibile, doritorii sunt foarte, foarte mulți. Iar până la data de 1 septembrie, domnule primar, Partidul Social Democrat trebuie să primească listele de la Gorj, sigur, probabil directiva e la nivel național, trebuie să primească cererile din partea doritorilor. Iar până la jumătatea lunii septembrie, biroul executiv, birou din care și dumneavoastră faceți parte, decide cine sunt cei care vor ocupa listele la alegerile parlamentare. Din doritorii care sunt în PSD vor rămâne doar 7 la deputați și 3 la senat. Vă întreb foarte direct, domnule primar, dumneavoastră credeți cu adevărat că veți fi luați în calcul primarii? Ca reprezentant al primarilor vă adresez această întrebare din această emisiune reprezentant al primarilor. Credeți că în mod real veți fi luați în calcul atunci când se vor stabili candidații la alegerile parlamentare sau este doar o chestie figurativă și dumneavoastră să fiți întrebați, să nu ziceți cumva că nu v-au întrebat liderii partidului despre sănătate? Vreau să vă spun în primul rând că tot ce este această dezbatere pe scena politică e o chestie de normalitate. Cel puțin în Partidul Social Democrat, fiind atâția oameni competenți, e normal să fie această izbucnire și de stânga și de dreapta, ca fiecare vrea un loc eligibil, pentru că, vedeți dumneavoastră, noi am câștigat alegerile în județul Gorj la un scor chiar foarte frumos, 45 de primari. Și mi se pare normal ca fiecare care a fost într-un pe cum au fost împărțite de președintele organizației, de președintele executiv, de domnul Călinoiu, împărțiți pe zonele care au fost și au câștigat primării cu anumiți primari. Bine, munca în totalitate nu e numai aceluia care este ales primar. Și echipa din spatele lui care l-au ajutat să ajungă pe acea funcție. Iar acum acei oameni care au adus aceste merite și au, prin munca punându-l un primar, în funcție, au și ei, ca fiecare, după muncă și răsplată. Ca de fiecare dată. Și majoritatea, acum fiind un partid foarte mare, Partidul Social Democrat e un partid foarte mare, aș face o comparație și nu putem vorbi de celelalte partide foarte mici. Vorbim PSD, PNL. Așa este. Vorbim de cei de la PNL, care ei pot să număra ca și oameni, nu ca ei, sunt toți oameni de valoare, dar ca oameni. Cei din PNL toți sunt oameni de valoare. Dar ce să le zic? Dar sunt câțiva oameni care se numără pe degete. E un Dan Vâlceanu care, până la ultima, aș pune o întrebare lui domnul Dan Vâlceanu. Când a ieșit în greva foamei, cum a ieșit? Ca lider politic în greva foamei sau ca administratorul societății pe care o conduce? Pentru în acea grevă care a făcut-o și a fost și dumnealui, l-am văzut acolo cu plancarda aceea de gât, printre acei lideri, pentru a câștiga acele contracte corecte, eu zic că sunt corecte, că dacă n-ar fi corecte, instituțiile statului și-ar face datoria și ar fi o țără, mișcat o țără pe la spate. Dar, bine, prin acel grup așa mare, nu știu dacă prea îndrăznesc nici instituțiile statului, că un grup așa de mare, adică, de firme, nu... Pe un grup așa de mare de firme... De care se tem instituțiile statului sau ce, că nu înțeleg? Păi eu cred că se tem, că nu știu cum naibii de câștigi. Păi numai societatea lui Dan Vâlceanu este în Gorjul acesta ca să prospere. Numai societatea lui Dan Vâlceanu. Eu vă întreb așa, nu știu, pe ce site? Aș întreba și orice retorică, om. Da, orice om l-aș întreba. Dom'le, în Gorjul acesta, numai Dan Vâlceanu are societate comercială care se ocupă de vulcanizări, de diferite... Nu cred că e așa. Eu nu cred că e așa. Dar știți ceva? Așa, asta e viața politică. Eu nu pot să lui pe băiatul acesta dintr-un singur punct de vedere. PDL. Tot PDL-ul conduce și PNL-ul la ora actuală în județul Gorj. Dar e bine că este pus acolo, că e un băiat extraordinar, îi va merge extraordinar de bine, el va câștiga funcția de deputat, în rest, ai lanțul să uite la el, o să muncească pentru el.
Dar eu nu-l uit gândirea lui, bine că să nu zicem că părinții lui, într-un mod cum a fost, au fost comuniști. Și să gândească exact cum gândeau comuniștii. Să-i tocăm când noi cei cinci primari care am vrut să bun, să plecăm că din partidul. Foarte mult pe Dan Vâlceanu. Nu, dar noi când am vrut și păi faceți acuzații, adică nu e ok să faceți comunist pe Dan Vâlceanu. Nu, eu nu fac comunist pe Dan gândirea lui, dar gândirea lui se spune, se spune în felul următor. Haide să-i tocăm mărunt pe primarii aceștia care vor să plece. Păi ce înseamnă asta? Dacă mie nu convine partidul, ați încheiat citatul. Cu haideți să-i tocăm mărunt. Da. A declarat Dan Vâlceanu ăsta. Da. Păi sunt în lucruri, ce context? Păi sunt lucruri când noi vream cinci primari să plecăm din Partidul Democrat Liberal și am zis, domnule, nu ne regăsim aceea. Noi nu am venit, noi nu am spus că să tăiem pensii, noi nu am tăiat salarii, noi nu am făcut TVA-uri de 24%, n-am fost de acord. Cum de altfel, aici e toată chestia de... Și când am auzit pe acest băiat, ce este? Păi într-un partid nu se ține omul cu forța. Nu se ține. Bun. Pentru că n-am avut niciun contract cu el. Nu, păi da, sigur că... asta este. Și după aceea, să nu-l uit cu reclamațiile pentru incompatibilitate. Toate reclamațiile, până și colegul dumnealui, Liviu Cotoșman, are și el sesizare, că e și el în situația de incompatibilitate. Ce am făcut? Păi am și Liviu Cotoșman din partea cui are sesizare? Păi dar nu... Că nu poate Dan Vâlceanu să-i facă sesizare chiar propriului coleg. Păi nu a făcut Dan Vâlceanu, a făcut altcineva, o doamnă care era purtătoare de cuvânt. Dumnezeu ne-a făcut sesizările la toți. Deci dumneavoastră aveți sesizare da, la anii din cauza actualei conduceri de la PNL, fostul PDL. Păi dar nu numai eu, toți avem. Bun, acum e o chestiune despre care s-a mai și vorbit, aceasta cu sesizările la Agenția Națională nu pentru se face Integritate. Politica, nu se face prin reclamație, politica trebuie bun, să... Bun, dar întrebarea de la care am bune care pornit le faci era alta. Bun, acum sunteți puțin supărat pe Dan Vâlceanu, e o atitudine politică, putem să vorbim și despre fostul PDL, actualul PNL, pentru că vorba aia, an de zile ați reprezentat formațiunea politică în județul Gorj, o să ajungem imediat și acolo, dar întrebarea de la care am pornit este aceea. Credeți cu adevărat că dumneavoastră veți fi luați în calcul atunci când se vor întocmi listele? Părerea dumneavoastră. Da, sunt colegi de-ai dumneavoastră din Partidul Social Democrat care spun așa. Domnilor, noi nu mai mergem de braț cu anumiți candidați la alegerile parlamentare pentru că nu au făcut nimic pentru noi. Noi, acum, în 2016, vrem să fim cei care participă la întocmirea listelor. Vrem să fim reprezentați de anumite persoane despre care noi considerăm că sunt potrivite să candideze. Da, se va întâmpla asta? Da, se va întâmpla asta pentru că e o transparență în Partidul Social Democrat și totodată și la alegerile de primari, tot așa am fost când s-au ales membrii Consiliului Județean, care sunt consilierii județeni, tot la fel a fost exact ca la și parlamentare. Acum ce să zic, dumneavoastră cumva faceți notă discordantă acum cu alții colegi din PSD care sunt și au fost foarte supărați de domnul Călinoiu cum la vis-a-vis de modul în care s-au întocmit listele la Consiliul Județean. Și știți la ce mă refer. Știți ceva? Până la ultima, majoritatea învinge minoritatea. Nu poți să joci... Și asta e adevărat. Nu poți să joci. Și asta e adevărat. Lucrul democratic trebuie să-l accepti într-o democrație, nu să face cum trebuie vrea majoritatea sau unul sau altul. Cum vrea majoritatea. Iar acum nu se poate face listele pe plăcerea unuia că aș vrea să aduc pe cineva care e prietenul meu acolo. Nu merge așa. Și eu zic că până la ultima, eu zic, cum s-au întocmit listele, care zice dumnealor, ci din Partidul Social Democrat, acei oameni care aveți dumneavoastră informația, iată că a funcționat principiul acesta și am câștigat Consiliul Județean. Da. Bun, sigur, este opinia dumneavoastră. Păi da, să și vede, la ora actuală... Pe cine vedeți la listele la parlamentare, domnule primar? Ca și oameni pe listă, dar nu pot să spun eu ordinea pe listă. Așa, ca și oameni. Haideți să luăm, ca și oameni. Ca și oameni pe aceste liste sunt destui care vor fi. Este la Senat va fi domnul președinte Călinoiu, pentru că, într-adevăr, cunoaște administrație, că vrem, că nu vrem. Nu, ne trebuie oameni care cunosc administrație și oameni care vor să facă lucruri. Îl vedeți pe Ion Călinoiu primul pe lista la Senat. Da. Deși discuția este că ar fi învins totuși Mihnea Costoiu în negocierile de la București.
Eu nu știu, eu îl cunosc bine și pe domnul Mihnea Costoiu. Nu cred că să, la munca care o are dumnealui mai poate să deție și funcția de senator, pentru că are o muncă destul de grea. Și e greu ca pentru să ții și una și alta, nu le mai poți împăca. Pentru că pe mine chiar m-a ajutat Mihnea Costoiu. Pe deci tulburea, v-a ajutat Mihnea Costoiu? Da. Sunteți printre puținii primari care declară pe mine chiar m-a ajutat. Cu ce v-a ajutat Mihnea Costoiu? Înființarea Liceului Tehnologic la Tulburea m-a ajutat extraordinar de mult cu proiectul acela care m-a dus la București și, într-adevăr, a trecut și pe mâinile dumnealui și mi-a zis, domne, face asta, face asta și va fi făcut, se va face acest liceu datorită proiectului pe care îl ai, dar și îndrumările dumnealui. Un lucru extraordinar de bun. N-aș vorbi că până la ultima știți ceva, vorbim de să nu iese naibii, ne pomenim cu un trafic de influență din emisiunea asta, că domnul Mihnea Costoiu a mers cu mine să influențeze acolo. Bun, haideți ca să stabilim niște lucruri foarte clare. Faptul că vă sfătuiește și că vă deschide niște uși la București nu este trafic de influență. Iar eu zic că dumnealui are o muncă destul de greoaie la București, în meseria pe care o practică și în funcția care este ales la acea facultate. Eu zic că nu ne trebuie un om care este legat aici de noi și cel mai potrivit om la ora actuală din Partidul Social Democrat să ne reprezinte și ne cunoaște destul de bine pe fiecare, cunoaște fiecare localitate în parte, este domnul Ion Călină. Locul 2, cine ar fi? Locul 2 sunt... Nu mai contează că e neeligibil. Știi ceva? Lumesc. Nu, dar trebuie să le vorbim lucrurilor pe nume. Așa. Este extraordinar să iei doi senatori... Pentru că mai sunt visători în PSD care spun că e eligibil și locul 2. Dar sigur, bine, dincolo de asta, e importantă și persoana de pe locul 2. Discutăm așa de dragul de a discuta, dar trebuie cu lucrurile să le vorbim real. Așa. E greu de luat și al doilea senator. Sunteți realist. Păi cred că toată lumea e realistă. Tot ce vorbim, e greu să iei și locul 2 de la Senat, pentru că nu vorbim că și ceilalți stau cu mâinile încrucișate. Atât PNL-ul, cât și PMP-ul, cât și ALDE. Vedeți că pe scena politică se anunță și domnul Rușeț că va intra și dumnealui. Unde? În ce partid? Am înțeles că pe la ALDE... Tot așa, loc și, figurativ, mă gândeam când dați o știre și l-anunțați pe domnul Rușeț primul pe lista... Păi știu nu, și eu cărui partid nou înființat. Păi nu știu dacă e, dar chiar nu știu, dar gândindu-ne că domnul Rușeț nu e un om e un senator, fost senator. Un senator și cam știe cu picioarele pe pământ. Da, director de campanie la alegerile locale din partea ALDE, omul știe foarte bine cam cum stă treaba în județul Gorj. Știe destul de și bine. Cam, și cam pe unde om, stă... Și e un om care cunoaște și el județul Gorj destul de bine. Asta spuneam. Cunoaște și el județul de Gorj destul de bine. Nu trebuie să ne gândim, domnul Rușeț, nu e așa. Că dacă intră în joc, e cam... E periculos pentru ceilalți adversari politici, domnul Rușeț, dacă se înscrie la alegerile parlamentare? Da, atunci îl vedeți pe lista de senat din partea ALDE Gorj? Eu îl văd pe lista de senat din partea ALDE Gorj. Și spre exemplu, într-o luptă, haideți să facem un exercițiu de imagine, dar absolut ne limităm la un exercițiu de imagine. Într-o luptă la senat, Tudor Barbu, PNL, Ion Rușeț, ALDE, dumneavoastră, pe cine vedeți învingător? De departe, domnul Ion Rușeț. Domnul Ion Rușeț. Da, de departe. Datorită faptului că este un fost senator ca și Tudor Barbu, este senator în exercițiu, ca un om al județului, al locului sau... Domnul Rușeț e un om al județului, e un om al județului, un om bine pregătit, eu îl cunosc destul de bine. E în luptă cu un mecanism mult mai bine pus la punct, cel al Partidului Național Liberal. Haideți să fim serioși. Degeaba vorbim de acel mecanism care spuneți dumneavoastră, distanța este extraordinar de mare între domnul Ion Rușeț și cei de la PNL, dacă vorbim de oricare de la PNL, pe unde va candida domnul Rușeț. Cumva sunteți subiectiv acum? Nu sunt deloc, pe cuvânt de onoare. Dacă vă spun... Da. Nu. Bun, deci vorbeam despre lista la Senat. Spuneați că nu... pe loc eligibil, dar importanți sunt și ceilalți candidați care completează lista. Eu vin din teritoriu. Eu, Comuna Tulburea are 3500 de votanți. Și lângă Comuna Tulburea putem vorbi de Vladimir cu 2800, vorbim de Aninoasa iar la aproape de 3000 și ceva de votanți, vorbim de
de săulești, vorbim de bărbătești, vorbim de jupânești, vorbim de țânțăreni, care și acolo sunt vreo 3700 de votanți. E, vorbim de acești oameni și eu mă... Deci, de ce am spus acum, nu că sunt prezent în fiecare localitate zi de zi, dar în aceste localități am destui prieteni și cunosc bine și cunosc și primarii și ne cunoaștem noi între noi și cunoaștem lumea. E, bun, ce vorbim aici pe Valea Gilortului de aici e cam greu de spus. Da, un om care ar câștiga alegeri pe Valea Gilortului fluierat, așa cum s-ar zice vorba, este Cosmin Popescu. Păi e președinte la Consiliul Județean. Deci... este președinte, cum s-a și dovedit plusul acesta de plus valoare la voturile care le-a luat la Consiliul Județean Partidul Social Democrat. Poate câte unii se supără pe mine. Nu. Cosmin Popescu are valoarea lui ca om și ca când a fost Cosmin Popescu deputat sau ministru secretar de stat, e un lucru extraordinar. Vorbim ca deputat cu mulți deputați, că eu am spus așa de mult, am spus treaba asta, că ar trebui să caute agentele lui Cosmin Popescu, anumiți deputați, să vadă cum putea Cosmin Popescu să fie în teritoriu, să cunoască lumea și să fie aproape de oameni și să facă lucruri bune pentru localitățile care le putem demonstra ce lucruri a făcut Cosmin Popescu, nu din gură de mine aici, faptic în teren. Să pot arăta. Deci, așa, pe scurt, dumneavoastră spuneți că sunt primari care ar trebui să ia lecții de la Cosmin Popescu, dacă să facă ceva pregătire la Cosmin Popescu, actualul președinte al Consiliului Județean. Dar spuneați de Cosmin Popescu și legați discuția de Senat. Îl vedeți candidat pe lista la Senat? Nu, nu-l văd pe candidat la lista de Senat. Eu cred că Cosmin Popescu va rămâne în funcția de președinte al Consiliului Județean. Dar, dacă Cosmin Popescu ar candida din partea fie orice partid la funcția de deputat sau de senator, Cosmin Popescu ar putea să fie o piedică pentru mulți. Dar nu se va întâmpla asta. Nu se va întâmpla asta pentru că e bine unde este. Este bine Bun. Unde este și un lucru extraordinar pentru județul Gorj. La Camera Deputaților, domnul primar, e o problemă la Camera, La Camera Deputaților din partea Partidului Social Democrat, că nu mi-aș permite să mă bag nasul la alte partide, dar la Camera Deputaților va fi, din ceea ce știu, primul pe listă va fi domnul Victor Ponta. Și acum mulți zic, domnule, uite care e chestia. Domnul Victor Ponta n-a făcut nimic pentru Gorj. Eu nu zic treaba asta, că n-a făcut nimic. A făcut lucruri extraordinar de multe pentru România, nu numai pentru Gorj. Vorbim de întregirea pensiilor și mărirea pensiilor. Vorbim de TVA de 20%. Vorbim de salarii majorate. Cu tot. Dacă aceste trei măsuri, numai aceste trei măsuri, una e când îți dă cineva, alta când îți taie cineva. Cum e mai bine? Și recunoscut unul dintre cele mai performante guverne de la Revoluție și până acum. Îl recomandă și, pentru prima poziție. Vorbim de ordonanța 28. Nu există localitate, poate în România, să n-aibă un proiect, localitate în România, să n-aibă un proiect pe ordonanța 28 și iată că eu critic guvernul acesta tehnocrat. Sunt niște oameni fără experiență aduși acolo, e o experiență pusă, făcută pe România cu acești oameni care nici ei nu știu ce-i scuie pe acolo, dar e bine că la Ministerul Dezvoltării e pus un om cu picioarele pe pământ, domnul Dâncu, domnul ministru Dâncu. Pentru că nu vorbesc că domnul Dâncu e plecat din Partidul Social Democrat, dar vorbesc că e un om cu picioarele pe pământ. Iată că ține de banii aceia și iară ordonanța 28, că vorbim de aceste locuri de muncă cu tot. Da, toate societățile comerciale care au lucru de lucru în diferite localități, introducerea conductei de canalizare, de asfaltare, de apă curentă și totul ce vorbim, lucrează cu oameni. Iată și șomajul nu mai este la acea cotă atât de mare și, da, spre exemplu, ce eu vorbesc zic? De localitatea Tulburea la ora actuală. Ziceți dumneavoastră că șomajul nu mai este la acea cotă. Eu zic că este la cota alarmantă șomajul. Știți, lucrurile nu merg foarte bine pentru că în județul Gorj, iată, la complexul energetic Oltenia, domnule primar, urmează disponibilizări. Au fost înștiințați 700 de angajați din CEO că vor fi în perioada următoare dați afară, aceasta fiind perioada de preaviz. Urmează și alte disponibilizări treptat, în fiecare an vor fi făcute restructurări. Care este binele din această poveste? Nu, dumneavoastră vedeți doar partea plină a paharului. Sigur, e normal să fiți optimist, e normal să transmiteți mesaje încurajatoare electoratului dumneavoastră,
Dar lucrurile nu sunt chiar atât pe roze precum le sunt prezentați optimist, în această după-amiază. Dintr-un punct de vedere, pentru că știu că în toamnă, în iarnă, vom câștiga alegerile, iar nu este o vorbă de a mă lăuda sau de a scoate acum unii porumbei din gură. Dar cât a fost Partidul Social Democrat prin Victor Ponta, prin guvernul Victor Ponta, nu s-au întâmplat lucruri rele la CEO Oltenia. Nu au fost disponibilizări. Iar aceste disponibilizări, ce ziceți dumneavoastră acum, vor ieși cei oameni care sunt în apropiere de pensie și care sunt pensionari. Acum, ce vor fi? Și mulți din ei zicând, domne, mai am cât un an, doi, îmi iau și acele salarii compensatorii și mă duc și mă angajez la altă societate comercială. Sau unde să la vârsta la care sunt aproape de pensionare, nu știu ce alte societăți comerciale ar putea să-i angajeze. Dar nu mi-ați dat, poate la fel de important, locul 2 la Camera Deputaților și vă propun să vă păstrați răspunsul după o scurtă pentru o scurtă pauză de publicitate. Revenim în studio și ne spuneți pe cine vedeți dumneavoastră în continuare în completarea listei la alegerile parlamentare la Camera Deputaților din partea poate PSD. Poate e o surpriză ce vă spun. Poate e o surpriză ce îmi veți spune. Aștept cu nerăbdare surpriza și probabil că și telespectatorii noștri vor avea răbdare să treacă pauza publicitară. Am revenit în studio, doamnelor și domnilor. Vă reamintesc că alături de mine este domnul primar de la Turberea, Ion Bârcă. Ne-a anunțat domnia sa o mare surpriză după pauza de publicitate și anume faptul că va face așa public numele unui candidat surpriză pe locul 2 la Camera Deputaților din partea PSD. Eu nu spun că e o surpriză. Nu e o surpriză că domnul Ciurel face parte din Partidul Social Democrat. Eu cred că nu este domnul o surpriză. Stați, deci domnul Ciurel, locul 2 la Camera Deputaților. Nu, deci îl vedeți dumneavoastră sau partidul îl vede? Eu îl văd, nu partidul, că partidul încă nu și-a anunțat candidații, că nu și-au depus, pentru că nu și-au depus nimeni al lui. Fiecare la ședința trecută a spus domnul președinte Călinău, domnule, fiecare să-și arăte intenția de a candida. Și eu, Bârcă, vreau să candidez. Sau eu, X, vreau să candidez. Dar eu, Bârcă, după cum văd și cum stau lucrurile și cum aș vrea eu, Bârcă, eu îl văd pe domnul Ciurel, unul din candidații, pentru că avem nevoie de oameni bine pregătiți în Parlamentul României. Bine, haideți să o luăm așa. Da. Ce recomandă pe domnul Ciurel, din punctul dumneavoastră de vedere, candidat pe locul 2 la Camera Deputaților? Pregătit foarte bine. Pregătit foarte bine. Pregătit foarte bine, da. În orice nu domeniu. Este chiar atât de bine văzut printre mineri și energetice, păi da, domnul primar. Stați o țără, știți de care? Păi noi avem aproape în CEO Oltenia, sunt 50 de sindicate. Din ale cele 50 de sindicate, să zicem, când a fost domnul Ciurel la conducerea CEO Oltenia, am mai tăiat din macaroanele alea. Macaroane, ce vorbesc eu? Vorbesc de acei oameni care, pe lângă fiecare sindicatist, are și el acolo câte un nepot, strănepot, cumnată, cu o societate comercială. Bine. Care, acea societate trăiește și ea extraordinar de bine, dar eu zic că, da, lucrurile alea sunt făcute legal. Legal. Deci dumneavoastră ziceți că a făcut și lucruri rele. Rele cu ghilimele de rigoare pentru unii, adică le-a tăiat macaroana. Le-a tăiat așa din elanul ăla. Dar domnul Ciurel a făcut și lucruri bune pentru alții tot, cu ghilimele de rigoare, adică i-a ajutat pe unii să ajungă pe la complexul energetic Oltenia, pe o ușă sau pe alta. Deci, dacă este să întreb un lider de sindicat, ar spune Dumnezeule, ăsta este sinucigaș dacă vrea să candideze la Parlament. Nu o să-l voteze în veci minerii și energeticienii la ce dezastru a creat în CEO. Nu știu care mineri și vorbim de unii lideri de sindicat care acei oameni zice eu sunt lider de sindicat la 50-100 de oameni. Ce înseamnă contează. 100? Ce înseamnă fiecare 100 vot de oameni? Contează, păi teoretic. Da, fiecare vot contează, dar nu considerați că domnul Ciurel se bucură de susținerea minerilor și energeticienilor, domnul Bârcă? Câți mineri mai sunt în Gorj? Suficienți cât să decide soarta unui deputat. De acord cu dumneavoastră, Bine, atunci... Dar nu este singur angajatul, este și familia da, până directă, la este și părinți, socrii, rude. Nu e chiar așa. Ascultați-mă. Sunt mulți oameni care, eu știu mulți oameni că și în,
în zona de la Mea de la Tulbure, sunt oameni care lucrează la Complexul Energetic Turceni și eu îl văd pe domnul Ciurel, un om extraordinar care poate a că sunt oameni cu... cărora Ciurel, da, le-a făcut bine. Sunt aceia care păi au primit da, clase, sunt aceia păi da, care... Păi da, sunt oameni... Păi domna asta este. E împărțită, da, e este împărțită adevărat, situația. Este adevărat. Este adevărat, dar senzația că este aceea primar, că sunt mai mulți cei care nu-l vor decât cei bun, care și îl iubesc. Eu, și eu ca primar. Am luat 75%, da. Am luat 75% în Tulburea. O spuneți cu așa modestie de parcă vai ce rezultat prost nu, am obținut. Nu, dar pe atât am luat. Da, am 75%, știu, da. Dar 25% n-au fost mulțumiți de mine. Da. Aia 25 n-o să-i mulțumesc eu niciodată. Deci în opinia dumneavoastră, Ciurel nu doar că ar fi un profesionist, ci este un om susținut de oamenii din Gorj. Este susținut și de oamenii din Gorj, de mulți oameni din Gorj. Este o părere că... singulară a dumneavoastră sau în discuțiile cu alți primari și-au eu... manifestat și eu am colegii spun... susținerea dar nu le dau pentru numele. Eu Ciurel. Eu cunosc mulți primari care sunt și tot de această părere. Pentru că nu vreau să fac o dezbatere aici, că mă obligați prea mult așa. Eu nu vă oblig. Nu mă obligați, dar îmi puneți întrebări așa. Până la ultima, a face o paralelă între unul și celălalt, dar nu le dau nume, e diferență mare între domnul Ciurel și un altul care este deputat sau... Care este deja în exercițiu. Da. Vă referiți la domnul Weber cumva? Nu de domnul Weber. Domnul Weber e un băiat extraordinar. Păi ce alții? Îl aveți pe domnul Mihnea Costoiu, mai este domnul Weber, cine mai este? Păi nu mai avem. Păi nu mai aveți, păi deci domnul avem. Weber nu e. Nu mai avem. Prin eliminarea domnul Weber. Păi nu, dar ceilalți care au fost... A. Păi îi luăm. Da. Îi luăm pe ceilalți. Atunci ce vorbim? Despre ce vorbim aici? Noi ne trebuie un om care să fie un om competent, un om care leagă Gorjul, da, și un om care face treabă. E, și mineritul vor avea de profitat pe chestia asta. Pentru că știe ce înseamnă salarii pentru mineri, știe ce înseamnă munca în carieră sau în termocentrale. E, asta lucrurile trebuie acestea să facă. Contează. Asta trebuie să facă minerii. Trebuie să gândească aici. Nu că nu-l pun pe domnul Ciurel că a fost rău cu mine când mi-a dat 7 clase. Sau nu mi-a dat 3 clase. Contează, în plus, sau domnul asta. Primar, contează. Bun, dacă contează. Domnul Ciurel nu mi-a dat mie 3 clase, dar colegului meu i-a dat 7 clase, deși poate și eu meritam, credeți-mă că am o problemă cu domnul Ciurel. Păi da... Dar nu trebuie bun, să gândim. Bun, dincolo de asta, nu, haideți nu, că nu stabilim asta. Aici șansele da, domnului nu, Ciurel nu. Și nu. Locul 3. Deci ziceți în opinia noastră nu. Că Ciurel ar fi bun pentru locul 2. Eu și nu că, ar fi Weber eu, bun eu, pentru locul 2. Ba, eu zic pe că până Weber, la ultima, știți ceva? Da. Până la ultima nu le dau eu locurile acestea. Facem un exercițiu de imaginație. Repet. Deci contează părerea dumneavoastră. Când veți fi întrebat până la data de 15 septembrie pe cine vedeți potrivit candidat, asta este ordinea pe care o veți propune. Asta vreau să da, spun. Da, eu Bârc. Dumneavoastră Bârcă, evident. Da, eu Bârcă, dar asta deci nu asta înseamnă, este ordinea. Dar asta nu înseamnă că dar este, mai știți povestea cu Victor Ponta că ar putea să-și înființeze un partid, ba chiar să plece la un alt partid. Trendul ați văzut sunt, care este. Ăștia sunt către, este. Sunt discuții de masă. Astăzi Craibanii s-a înscris în acel partid al domnului Rudi Bugas, ajutați-mă, în PRU, Partidul da. România Unită. Înțeleg că e un trend. Vinul domnului Ponta de la Mehedin s-a înscris în PRU. Încă un deputat de la Constanța a anunțat trecerea la o PRU. O să înscrie doamna de... Craibanii unde vrea dumneavoastră. S-a mai înscris și la primăria Motru. Și ce a făcut 360 acolo? 360 de voturi. Și ce a făcut acolo? Păi ea nu se gândește. Am luat 360 de voturi. Mai este pomana care a fost acum 4 ani? Nu mai este pomana care a fost acum 4 ani. Doamna Craiban i-a ieșit datorită Partidului Social Democrat. Da, evident. Să-i mulțumească. USL-ului, datorită da, USL-ului. Să mulțumească acelora care au pus-o acolo și atât. Cariera dumneavoastră e... terminată. Păi da... În Parlamentul României, politic poate... Parlamentul... Va să evolua facă politică, în continuare. La 350 de voturi ce a luat acolo la Motru. Concurența a fost și foarte dură pentru domnia sa, trebuie să recunoașteți. Dumneavoastră dar ați venit cu un primar... Dumneai era deputat al și asta României. E adevărat, dar poate că și vor diferi voturile pentru Parlament, nu dar da. Mă rog, deci ziceți nu că eu... vedeți posibilă plecarea lui Victor Ponta? Nu. La un alt partid? Nu va pleca Victor dar Ponta. Dar nu se mai înțelege atât de bine cu Liviu Dragnea?
Asta e lucru, eu știu că să înțeleg destul de bine. Din ignorați ce știu... realitatea când spuneți acum lucrul acesta. Chiar el a recunoscut că are o relație bună cu Dragnea pentru că nu au niciun fel de dialog. Era ironic, evident. Acum eu nu știu cum stau lucrurile. Poate nu să știți mult mai bine. Dar din ceea ce știu, eu știu că nu există niciun... Niciun motiv de supărare. Da, niciun motiv de supărare între dumnealor. Bun, deci ziceți că e bine ca Ponta să rămână în PSD, e bine ca Liviu Dragnea să lase să candideze la Gorj pe Victor Ponta. Unul dintre cei mai buni premieri ai României de la Revoluție și până acum. Da, așa spun unii și despre Tăriceanu, că a fost un om care a făcut mult bine acestei țări în perioada în care era la guvernare. Dar dincolo de asta, pe locul 3 pe cine vedeți? Sunt destui. Sunt destui și Partidul Social are... Promitați că îmi faceți un pic, faceți o analiză așa rapidă și privind situația de la Partidul Național Liberal. Au fost colegii dumneavoastră, primii pe listă sunt foști dumneavoastră colegi. Vis-a-vis de Dan Vâlceanu, v-am înțeles care e poziția. Nu vedeți personajul cu ochi buni? Nu-l văd dintr-un singur punct de vedere. Nu-l vedeam la tinerețea dumnealui să vorbească atât de urât. Despre cine? De mine, de acei 5 primari prin care el încerca întotdeauna să ne spuie, păi cum să mă ții acolo când eu am vorbit destul de omenește, că nu mă leagă pe mine partidul acesta printr-un singur punct de vedere, pentru că mergeam în comună la mine și în primul rând orice primar face politica comunei, comunității pe care o reprezintă. Păi dacă comuna mea majoritatea spunea, băi nebule, nu e de stat la ăștia, pentru că uite, La PDL, da, postul PDL. Pentru că taie salarii, taie pensii și eu am candidat atunci tot din partea lor și într-adevăr am luat un 58% în condițiile în care era în cădere liberă. Am adus votul la Consiliul Județean și am spus, mă, uite, mi-am făcut datoria, ți-am adus și votul la Consiliul Județean, din momentul de față, lăsați-mă liber. Lucru care nu s-a întâmplat și încerca să spui, băi, să-l tocăm, să-l facem, pe urmă am început cu tot felul de reclamații, de tot, de sesizări, pe la ani, peste tot, iar lucru care și acum umblă cu, au încă trei și-au luat și pe al patrulea consilier la Tulburea, tot cu sesizări pe la poliție și cu tot felul cum de... Cum adică? V-au luat consilierii? Nu, consilieri PNL-ul la Tulburea, da? A ieșit cu 3 consilieri și a mai luat unul la de distribuire. Am pierdut un consilier, al 10-lea consilier la Tulburea din partea Partidului Social Democrat, la 2 voturi l-am pierdut. Dar, cu toate că mă oftic pe chestia asta, că trebuia să am 10, nu 9. Dar din 13, da, mă oftic pe treaba asta. Asta e, da. Da, mă oftic, da. Ce să fac? Asta e situația, asta e democrația. Dar mă uit la ei că tot nu au în gândirea lor decât să reclame. Nu se face politica prin reclamații. Prin sesizări. Reclame ce? Să sesizez orice lucru care se face, orice muncă care se prestează, orice asfaltare, orice investiție, orice, să sesizezi instituțiile statului că în creierul lor ar fi o furăciune. Ce să fie, ce să furi la ora actuală, cum să furi? Câte sesizări aveți până acum? Păi nu știu, că știu că înainte de alegeri erau vreo 7 sesizări pe la poliție. S-au mai și terminat din ele. Eu cred că până la ultima s-a convins toată lumea că chiar m-am dus la poliția Cărbunești. Se află toate proiectele și tot ce avem noi în primărie, se află și la poliție. Dacă cineva vrea să ia un proiect de hotărâre sau orice lucru, se poate să-l iei și de la poliție. Nici de cum să-l mai iei de la primărie. Vorbiți serios că cei de la poliție arhiva dumneavoastră de la primărie? Păi ce să fac? Și cu toate lucrările, cu totul. Luați-le, domnule, uite, asta este. Vedem cum e. Sunt trecute pe SEAP, sunt totul. Nu, mă gândeam că cei care au făcut sesizările au dus și documentele și nu, ei sunt cei care au... Nu, a venit poliția și le-am completat spus, arhiva celor de la poliție. Le-am spus, nu, eu le-am dus. Am înțeles. Le-am dus, da, domnule, ce să măi, domnule, hai să le punem cap la cap, luați-le și vedeți ce este în neregulă. Că până la ultima trebuie să găsa și soluția lantă, că mă e și partea cealaltă. Și denunțul calomnios să pedepsește, că după ce îmi dau... dacă nu mă trimit în judecată sau ceva, după aceea este denunț calomnios. Păi hărțuirea asta. Vreți să faceți asta? Păi hărțuirea asta trebuie pedepsită. Și când o veți face? Păi mă așteptați să termine cu sesizările? Da, ce să se mai depun și acum sesizări? Nu rămâne așa. Domnul primar, de la alegerile locale până acum, au mai depus vreo sesizare? Păi n-au mai depus nicio sesizare, pentru că sunt puțini, sunt ignorați de oameni, ei au văzut ce putere au ei acolo în comuna Tulburea. Eu am luat 1700 de voturi, 1760 de voturi, ei au luat 491 de voturi. Deci, mi se pare...
evidentă situația. Deci așteptați un pic să liniștească și să stabilească poliția cei cu sesizările și o să depuneți și dumneavoastră plângere pentru calumnie. Dai mine și eu decât mă șterg? Nu. Am înțeles. Bun. Răfuială la turbure, cam așa e între primari și consilierii PNL. Da, domnul Militaru pe locul 2 e potrivit în opinia noastră? Bun, ce să facă domnul? Păi vine domnul Militaru pe locul 2, n-ar fi bine să mă bat, vine domnul Militaru pe locul 2, care diferența între domnul Militaru și domnul Marcel Romanescu, vorbim, e o diferență ca de la cer la pământ. Dar e bine că nu-l pun, pentru noi ne bucură treaba asta, că nici n-ar trebui. Adică îl vedeți mai potrivit pe Marcel Romanescu decât pe domnul Militaru pe locul 2 la PNL? Eu îl văd pe locul întâi pe Marcel Romanescu. Altceva vorbim de Marcel. Una vorbește orice cetățean de Marcel Romanescu, alta vorbește de Dan Vâlceanu. Nu, că nu eu vorbesc de Severus Militaru, nu pe... Da, de Severus Militaru nici nu-l cunosc oamenii. La ora actuală. Nu sunteți corect din acest punct de vedere. În zona noastră la Tulburea, Jupânești, nici Marcel Romanescu nu este cunoscut la Motru. Nu, se poate. Dumneavoastră ziceți, dumneavoastră veniți acum cu Motru și poate greșeți, nu știu. Spuneți dumneavoastră că militarul ar fi câștigat alegerile la Motru, el? Nu. Este persoana... la Motru l-a câștigat primarul de acolo și s-a greșit. Și asta e adevărat. Sigur, candidatul este cel care câștigă alegerile, dar faptul că Gigel Jianu a fost identificat de domnul Severus Militaru, faptul că domnul Severus Militaru s-a ocupat de campanie și asta e adevărat. Nu puteți să ignorați până acum munca. Nu știu ce, nu știu nu cum. Nu e corect pentru fostul dumneavoastră coleg ridicat, de partid. Prea atât dumneavoastră sau care zic că l-ați ridicat o țară prea mult pe domnul Militaru, eu îl cunosc destul de bine, nu cred că... Nu ridic aici, pentru că să ne înțelegem, nu am nicio afinitate cu domnul Militaru, dar lucrurile trebuie să le spunem cum sunt. Eu îl cunosc bine pe domnul Militaru, cât a fost deputat și a făcut numai interesele lui personale și în rest... Nu pare a fi unul foarte bogat. Și a făcut... Cum ziceți? Că nu este bogat? Zic, nu pare a fi un om foarte... Nu cunoașteți bine. Da? Nu cunoașteți. Și a făcut decât interesele lui personale și în rest, și să-mi spui ce a făcut. Cât a fost deputat al României. Pe diferența între militarul și Cosmin Popescu. Când era Cosmin Popescu și ceva, era diferența ca de la cer la pământ. Acum, dacă este să întrebăm 90% dintre parlamentarii care s-au perindat pe la Gorj ce au făcut, s-ar putea să avem o decepție când aflăm... răspunsurile. Deci nu, păi ar, nu puteți acum, ca să-l vinovățiți să pe domnul aducem, doar pe Partidul domnul Social Democrat aduce un plus cu oameni competenți. Care bun, știu sunteți chitit clar să faceți lobby PSD-ului. E normal. Sunteți primar al Partidului Social Democrat și este evident că trebuie să și susțineți oamenii și candidații la alegerile parlamentare. Ați văzut că la PNL mai este o problemă. Primarii nu vor să-l susțină pe Tudor Barbu. Și e ce posibil ca să ce aibă de pierdut din această cauză la parlamentare PNL-ul. Îi face un serviciu. Nu mai face naveta din București la Gorj. E un lucru extraordinar de bun. Și de ce nu se duce pe listă la mai București? Nu se mai decontează naveta, da. Glumesc. Nu se duce pe listă la București. Poate nu are loc. Dar pentru noi, Partidul Social Democrat, e un lucru extraordinar de bun. Da, cei mai buni candidați ai PNL-ului este Dan Vâlceanu și Tudor Barbu. Sunteți ironic. Acum, părerea mea este că exagerați un pic cu atitudinea față de foștii noastre colegi, repet. Pentru că... Dar atâta timp cât ei n-au fost oameni, chiar... atâta timp cât tu n-ai fost om, cum să stau eu să vorbesc frumos de tine? Nu vorbesc niciodată frumos vedeți de tine. Vedeți posibil înființarea unei noi formațiuni politice în județul Gorj până la alegerile parlamentare? N-au mai încercat și la alegerile locale. Cu ce? Au încercat. Cu ce? Atât PRU... PRU a participat la alegerile locale. Da. Rezultatul obținut a fost unul foarte... Aici a câștigat Rotarul cu partidul lui domnul Joana, că Rotarul din funcția de primar s-a mișcat extraordinar de bine cunoscându-l lumea cine este Rotarul. Iată că Rotarul a demonstrat-o singur. Partidul fostului domnul Joana, într-adevăr, a fost dus de Rotarul în spate, nu că evident. A fost... Iată că Rotarul a făcut o surpriză frumoasă. Da, și e de apreciat domnul Rotarul în opinia dumneavoastră pentru ceea ce a făcut după alegerile locale? Nu știu, e opinia dumnealui.
De ce? Nu sunt eu acela ca să-l judec. Până la ultima e bine ce a făcut. Ce a făcut? Da. Ce a făcut? S-a dus și a găsit un loc de muncă și e de extraordinar de bine. Era șomer dacă nu bătea palma cu domnul Cârciumaru. Nu știu dacă era șomer, că eu știu că Rotaru nu e un om sărat exact și are o societate comercială. Da, lumeam, exact asta spuneam și eu, deci lucrurile nu ar fi chiar așa are destule, rele, dar e un nu... lucru extraordinar de bun. Și Rotaru a făcut parte din Partidul Social Democrat. Da. Da, și s-a plecat întors. Supărat. Cum? Băi, a plecat, te superi, îți revii, așa e în viață. Da, sigur și la dumneavoastră erau opinii cam asemănătoare celor din PNL, spunea domnul Ciocea că dacă domnul Costoiu va fi primul pe lista la Senatul României, nu va participa activ la alegerile parlamentare și nu-l va ajuta. Poate că va influența cu ceva această declarație în desemnarea candidaților, eu știu, sau în anunțarea că desemnarea nu a fost făcută. Nici sau cântărește părerea primarilor? Eu zic că întărește și părerea primarilor, pentru că munca care se duce în teritoriu se duce de către primari. Vedeți posibilă sau vedeți oportună candidatura unui primar la alegerile parlamentare, poate și pe loc eligibil? O văd și aceasta, dar... Pe cine ați vedea candidat la parlamentare din partea primarilor? PSD vorbesc. Ei sunt primari mulți, care au multe mandate în spate și cunosc multă administrație publică. Dar la ora actuală ei sunt buni acolo aleși ca și primari. Deci stau bine unde stau. Stau bine unde stau. Mulțumesc mult de tot, domnule primar. Să rămână și eu vă mai aștept și cu altă ocazie. Vă mulțumesc și dumneavoastră, doamnelor și domnilor. Noi ne revedem mâine. Până atunci, toate cele bune.